Da. Bună seara, domnul Sergiu Bun. Seinic. Sunteți în Bună seara. Franța, nu știu unde anume, dar știu că construiți ca Napoleon un imperiu. Ați trimis mii de ghinzi de alune, de castane în Moldova. Ce plan aveți? Că am întâlnit o grămadă de oameni care vă urmează la gara auto din Chișinău, un tâmpen, colete, le iau, le duc, le plantează. De cât timp vă ocupați cu asta? De un an de zile. Așa, de un an. Bună seara la toți. De un an de zile am înțeles că trebuie de făcut ceva și la noi acasă. Îmi place foarte mult să plimb prin parcurile de aici, din Franța, de sub Paris. De multe ori când ne plimbam soție prin parcuri, vedeam niște caștani foarte frumoși, niște stejari înalți, niște brazi frumoși. Eu mă gândeam de fiecare dată să iau și să strâng aceste semințe. Posibil că să plantăm, să vedem ce o să iasă, ce o să fie din acești copaci. Într-adevăr, anul trecut am luat și am sădit niște ghinzi. Niște ghinzi. Într-adevăr, au ieșit copacii, au ieșit foarte frumoși. Acolo, în Franța? Da, aici în Franța, da, aici în Franța. I-am sădit, i-am pus într-o special, așa, într-un vazon mare, i-am pus. Și din toamnă, și în primăvară, au ieșit, practic, jumătate dintre cei care i-am pus eu. Da, a fost o eroare acolo, că eu nu știam, într-adevăr, eu am început deja, eu nu știam cum să-i pun. Și ca tare ghin, dar nu trebuie să o pui în sus sau cumva într-o poziție. Cum cade ea pe pământ, așa și trebuie să o pui. Ea că așa și trebuie să o pui. Culcată, așa și trebuie. Are nevoie de umezală doar. Da, doar de umezală. Și, într-adevăr, au ieșit. Au ieșit frumoși. Și îi lăsați așa în jardinieră sau îi mutați în sol undeva, da, să crească mari? După asta i-am mutat fiecare. I-am mutat în vazonul său, undeva un vazon de vreo maxim de vreo 2,5 litri, 3 litri. Am pus, i-am mutat de special pe toți și i-am mutat și astăzi, vară, în august, când am plecat acasă, am luat vreo 15 stejari de acestea și i-am plantat la noi. Dar cât îți de o șchioapă acum, nu? Sau de un an? Nu. De un an undeva vreo 30 cm, chiar și mai mare. Cel mai mare stejar care s-a crescut mai drept și mai frumos, l-am cadonat la președinție. Și l-au plantat? Cel mai înalt, cred că l-au plantat. Eu cred că l-au plantat. Undeva cel mai mare stejar, el avea deja vreo 60 de centimetri, avea, și el creștea drept. Și am zis că acesta o să-l fac cadou la președinție, doamne Maia Sandu, un stejar din partea de aspre. Dar crește așa de repede, până la sfârșit de mandat, o să poată stea la umbra lui deja. Posibil. Dar care-i secretul? Că cresc mai bine sau sunt mai rezistenți? Nu, de ce vreți taman de aceea? De ce nu-i bun orice fel de copac? Că Moldova are problema asta, e cea mai puțin împădurită țară din Europa. Media europeană e 30%, Moldova abia are 11% din suprafață. Deci, până la urmă, dacă am plantat orice, salcâm, măcar și, nu știu ce, tufii chinezești crezi de la moriștile cele, măcar acelea să le lăsăm să crească, nu că ai noștri tem să lasă pământul nemuncit. Și dau cu sapa, și dau cu hârlețul, și tot degeaba, dar stem să lasă pământul și să crească pădure acolo, să facă pădure. Eu de multe ori, eu aici ca tare mă ocup cu construcția. Și repar diferite apartamente, dar des mă întâlnesc doar de Paris. Paris este un oraș foarte vechi și în Paris casele sunt făcute din bârme de stejar. Atât cât și podul, atât cât și pereții sunt făcuți din bârme de stejar. Eu prima dată aud că la Paris sunt case de lemn. Credeam că numai în taigaua rusească. Nu. Casa este făcută din bârne. Baza e făcută din bârne, dar între bârnele date, acolo e pusă chiatră cu var. Chiatră cu calciu e pus acolo. Și e că așa sunt case de
sute de ani, din 1600 și ceva, am lucrat în casă, chiar 1700, și trăiesc oameni în aceste case, trăiesc. Și bârnele între etaje, bârnele date, sunt din stejar, din acest stejar drept, din acest stejar roșu, acest stejar care practic el este folosit în construcție, în toate construcțiile acaselor vechi din Paris, el este folosit. Toate bisericile, practic, podurile sunt făcute din acest stejar. Chiar și vestita catedrală Notre-Dame de Paris, tot a fost construită din acest stejar. Acum se folosește la fel metoda acestui stejar. Se folosește acest stejar, se folosește de 200-300 de ani, este tăiat copacul care este folosit la construcția catedralei Notre-Dame de Paris. Da, am înțeles că au făcut o excepție și au permis tăierea câtorva sute de copaci seculari, anume pentru catedrala aceea ca să o restabilească, că altfel în Europa sunt protejați copacii vechi. La noi, cât sunt mai bătrâni, cu atât mai mari șanse au să fie tăiați și distruși. Da. Păi ar trebui să lucrăm și cu mentalitatea moldovenilor, să învățăm să protejeze ce au, să planteze cât mai mult. Și să ceară de la autorități, de la politicieni, să ceară înverzirea plaiilor, că e musai, de la asta avem de pierdut noi tot, și sănătate, și clima s-a schimbat, iată, vedem ploi tot mai puține, și inundații, și tot ce vrei. Corect, aveți dreptate. Dar eu, următoare, ce vreau să fac, sau următorul punct, următorul pas, ce vreau să fac eu pentru țară, vreau să insuflu acest dar de a crește acasă nu numai copaci de fructe, nu numai copaci fructiferi, dar în fundul grădinii undeva fiecare om să aibă câte o mică grădină de pădure, câte o mică pădure a lui, să crească vreo 10-15 copaci. Și odată în an, într-o toamnă târzie, să adune tot setenii împreună cu primarul, să zică: dragii mei, facem sărbătoarea sădirii unei păduri, unui parc. Și fiecare cetățean, fiecare om din sat, el își scoate copacii lui din la dânsul din grădină, puieți, și pleacă cu puiețe și pleacă cu puiețe unii la sădit copacii într-un parc, pe un deal, o și pe un drum trebuie de pus. Și în așa fel, dacă fiecare om var fi o râpă, un teren accidentat, al unei cări de terenuri sunt foarte mulți și trebuie întărite cu păduri. Nu că ei vor imașuri, că ei vor să fie maidan, că ei vor să fie câmp gol. Da. Și nu crește mare brânză acolo. Popșoi toată viața, secole la rând, numai popșoi. Da. Popșoi și răsărită. Și fiecare om, dacă este implicat în proiectul dat, o să prețuiască și el și copiii lui. El o să prețuiască, zic, da, acolo este copacii mei, trebuie să mă duc să-i ud, anul acesta a fost săcete, ia n-adem băieți și-o muda, adem și-o-mi faci cumva, adem e că odată umidă, odată o boală, trebuie distropit, în cazul dat omul se implică. Și într-adevăr, noi avem șansa de a scăpa țara, de a înverzi, avem șansa de a aduce ploaie la noi acasă, adică asta, noi avem șansa asta de... Dar ai sfătuit să pună pe lângă casă soiuri sălbatice, pe de altă parte am văzut că trimiteți și alune și castane comestibile, că în Moldova avem mulți castani. Dar comestibile n-am prea auzit, nici să mănânce, nici să planteze, dar dumneavoastră văd că vreți să învățați și asta. Da, fiindcă castan comestibil, eu m-am uitat pe internet și am văzut numai cu un bărbat, au dus pe anii 1979, au dus un bărbat, m-a dus castan de ăsta comestibil și l-a pus. Și acum am înțeles că pe internet acolo el chiar îi vinde, dar mai e clar în proporție de mici, dar într-adevăr la noi puieți Moldova, sau castan, fructele? Nu, deja dăm fructul, da, uh-huh. Deja dăm fructul, da, că îl vinde, dar într-adevăr castanul este foarte rar la noi în Moldova, foarte rar. Comestibil, cum am zis, că de ceilalți sunt, dar nu mănâncă nici porce. De cealaltă cafeniu, dar de acest comestibil este foarte puțin. Și dacă noi am putea să plantăm acest castan în păduri, ar fi foarte bine, ar fi un folos pentru animale, pentru tot. Și anume, acest copac crește foarte repede, el crește mai repede chiar ca,
ca să-l chemă undeva. Am observat că el crește foarte repede și destul de gros crește. Și el poate fi folosit chiar și ca material de foc sau chiar de, și de construcție. Este destul de gros crește acest copac. Și fructele de castană sunt foarte bune, și fierte, și prăjite, și coapte, și sănătoase. Mai ales că moldovenii se declară credincioși și în post ar putea să mănânci castane în loc de carne, că e foarte sănătos, în loc de ou, în loc de brânză. Noi, practic, acum mâncăm, peste o zi, noi mâncăm, facem câte o tăvăluță de castan. Îi punem. Da, este aici o metodă. Trebuie de tăiat ușurel așa în cruce. Ca să nu explodeze când îl pui la foc. Să nu explodeze, corect, să nu explodeze. Ia că de atâta trebuie tăiat așa. E, dacă îl fierbi nu pățești nimic, dar dacă îl pui la copt, la prăjit, la atunci copt, poate să sară în aer pentru corect. Ca popcorn. Îl găsești pe jos, și ai de, spălat. Sau dacă îți vine în frunte, îți lasă cu cui, că e mare, mai mare decât... Nu, dar în rol, înăuntru, în cuptor. Asta am înțeles. Mă bucur, mulțumesc. Cum v-au găsit? Cum v-ați găsit cu oamenii? Că de regulă sunt necunoscuți, nu știți decât de pe internet, nu? Corect. Am pus, pur și simplu, am vrut să fac o, așa, o publicație, băieți, cine dorește, poftim, da, să ne ocupăm. Și într-adevăr au explodat. Am văzut că nu numai băieți, vin și fete. Da. Tare mult. Și acum stejarul francez este, practic, peste tot. La noi în Moldova, semința, am vedere că semința este primisă peste tot. Începând de la nordul Moldovei, de la satul meu de Baștână, câteva sate de la nord, din Ocnița, apoi la Bălț s-au dus flori, Fălești, Ungheni, în centrul Moldovei este la Ieloveni, la Hâncești, am transmis semințe, am transmis semințe, clar lucru, cu ajutorul tău s-au dus semințele și la Cahul, Urlacul, da, la... La Tamara Rotaru. Da. Și în Chișinău sunt semințele deja. Dar cel mai mult am transmis la Universitatea Agrară, anume la doamna Liliana Biro. Ea m-a ajutat să transmit. Ea a făcut toate relațiile sau toate contactele cu universitatea, cu oamenii care, cu pădurarii care lucrează în domeniul dat. Pineriile date și eu fost foarte, foarte mulțumit și au zis că de-ar fi măcar dintr-o sută unul măcar să ne mai transmite, să ne unim mai mulți, ar fi încă și mai bine. Am avea un progres mai mare. Dar o să vedem și o să iasă la dâns, o să controlăm și o să vedem, băieții, am arătat în primăvară și voi ieșit, cum sunteți și cu ce puteți vă lăudați. Eu cred că o să fie rezultatul. Sper să creăm o comunitate. Nu-i tot așa îmi dați, dați un colet. La jar, la sigilat. Pentru cahul, pentru burla. Castan francez adus în Moldova. În jurul dumneavoastră, iată și oameni. V-a apărut pe drum. Eu dau acum video de la gară cu doamna Biro. Știi aici, genzi de stânjar. Semințe, colete. Moldova, că e altă climă, nu? Înțeleg că vă cheltuiți pentru... Știți cum îți vă spună stânjarul? Uite, el foarte greu... Nu, e o contribuție voluntară și benevolă. Da, e voluntar, nu mai spun, ăsta e voluntar, eu nu vreau să spun, e voluntar și toți mulți mă întreabă, dar cât costă, cum costă, pot noi plătim? Nu, toate semințele se transmit gratuit. Toate semințele se transmit gratuit. Și deși vreau să spun că e bine să facem fiecare din diaspora, dacă ar face lucrul acesta, ca noi să nu cumpărăm copaci, de exemplu. Da, eu înțeleg. Nu tot așa îmi dați, nu îmi dați un colet. A, la mine, sigilat. Pentru cahul, pentru burlac. La dânsul, fiecare poate să aibă... A apărut pe drum. Cupășel gratuit sau de aia, nu mai e decât să cumpere. Știi aici, genzi de stejar. Și oare o să prindă Moldova, că e altă climă, nu? Știți cum îți vă spună stejarul? Uite, el foarte greu... Casă, pasă să-l cadoneze, să-l dăie la primărie sau la alte sate, care pentru voi sunt alte sate, care mai nebuiașă, care au terenul... Dacă nu vreți, nu vă spune. Am lucrări de pământ, ar fi încă și mai bine. Trebuie să fim solidari unul cu altul. Mulțumesc foarte mult pentru mărturie. Sper să continuăm.
și aventura și comunicarea publică despre asta și să sensibilizăm cât mai mulți concetățeni de ai noștri despre nevoia de împădurire, despre nevoia de păstrarea spațiilor verzi pe care deja le avem și diversificarea surselor de alimentare și a sobelor noastre cu de foc, dar și a bucătăriei noastre, să mâncăm și sănătos și verde și crescut de noi înșine, nu cumpărat de la chinezi sau de pe unde să mai aduc castane acum, din Turcia, nu știu de pe unde, și alune, probabil tot din China sau din Chile sau de pe nu știu unde. Mai bine să le creștem noi acasă. Corect. Să avem aluna noastră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim de asemenea. Ținem legătura și urmărim videourile noastre, live-urile de pe Facebook. Sănătate. Mulțumim frumos, o seară bună la toți. La revedere. La revedere.